Bonjour, este ziua aceea din lună în care strâng după pisici. Asta înseamnă schimbat de litieră, făcut de baie. Cred, nu sunt sigură dacă am răbdarea necesară, dar cred că astăzi o să fie prima zi, prima băiță a lui Sushi. Am văzut că deja nu îi se mai vede operația, nu mai este frică să o pun, să o bag în baie, ceea ce înseamnă că s-ar putea să se întâmple. Mă vedeți așa pentru că tocmai ce am schimbat litiera, e haos în spatele meu și mi-a zis cineva în vlogul trecut, mă, dă niciodată la tine în casă, nu-i curat pe jos. Normal că nu-i curat pe jos, e de ajuns o pisică să intre în litieră și acum Sushi ferească. Deci ne aduce între lăbuțe pentru că ele nu au între pernuțe, nu au păr și ne aduce în lăbuțe tot ce vrei din litieră, în pat, peste tot. Și atunci trebuie să mă obișnuiesc, adică în momentul în care ai pisici, situația asta e ceva de care n-ai cum să te desprinzi, n-ai cum să-i faci față. Ar trebui de fiecare dată când iese o pisică din litieră să te duci și să dai cu aspiratorul, ceea ce nu se întâmplă, pentru că sunt trei pisici, nu e doar una. Am schimbat litiera și uitați-vă un pic, uitați-vă ce au făcut aici, la scaunele astea de bucătărie. Pentru că nu mai avem spot din acela de zgâriat, nu mai avem deloc și atunci astea sunt, dar eram sigură de când le-am luat, cred că v-am și zis când le-am luat că asta se va întâmpla cu ele. Hei, Sushi, hai arată ochișorii tăi să vedem de ce trebuie să-ți fac baie. Nu știu unde te duci după ea, hai să vedem aici ochișorii. Nu mai mirosi domestos aici. Hai, dăm să văd ochișorii. Uite, așa are Sushi de fiecare dată. Mami, vină puțin, arată-mi un pic. Vedeți cum este la ochișori? În fiecare zi trebuie să o șterg și, deși o șterg zilnic, tot se face așa pentru că nu are deloc gene și necesită un pic mai multă îngrijire decât Nubi, spre exemplu, deși și Nubi are acum la ochișori, pe ambele vreau să le bag la baie, nu în același timp, evident. Prima oară vreau să spăl pe Nubi, să o îngrijesc și la gheruțe și la ochișori și peste tot, e și murdar la funduleț. Și apoi Sushi. Să vedem cum reacționează Sushi la baie. Sushi e la noi deja de 2 săptămâni și să știți că... Nu stai, mami, că e focalizat fundul tău aici. Să știți că sunt best friends astea două. Adică se înțeleg... Bine, câteodată se mai bat, câteodată se mai mușcă. Asta să vedeți că dacă nu bie, n-are chef de ea, îi mai dă câte una. Astea... Am aici o sticlă și domestosul să le duc la reciclat. Așa e? Tu, iubirea mea, frumoasa mea. Și tu, mami, iubirea mea, frumoasa mea. Și dacă tot schimb litiera, să vă arăt din nou ce nisip folosim. Folosim nisipul acesta pe care îl luăm de la Fresnap. Și mie îmi place în ultima vreme cel puțin mai mult decât cel pe care îl foloseam de la Everclean, multicheatul, pentru că nu este parfumat. Celălalt a început să fie foarte parfumat. Nu înțeleg exact ce s-a întâmplat, că nu mi-aduc aminte de el atât de intens ca miros. Ideea este că acum, de când este Sushi, ea își bagă nasul în nisip și am văzut că îi cam intră bobițe din astea pe nas. Și aș vrea eu să încerc să folosesc din nou ce foloseam înainte, nisip pe care Cleonul l-a acceptat, și anume bulgărașii aceia de natural, ca un fel de rumeguș, așa. Mă gândeam că ar fi mai sănătos, cred că, pentru pisici, în primul rând, sau oricum ar fi să nu-și blocheze Sushi nasul cu bobițe din astea, că m-am chinuit acum câteva seri să-i trag bobițe din nas. Dar, deocamdată, l-am luat pe același. Haideți că între timp... Ce-i, mami? Între timp n-am mai ajuns să spăl pisicile pentru că am făcut mâncare, am gătit o supă și vreau să și pun în farfurii, să o las un pic să se răcească ca să mâncăm și noi și o să las pisicile pentru mâine, cred că, pentru mâine seară cel mai bine. Mi se pare un pic târziu să mă ocup de amândouă, că o să-mi ia ceva timp. Nubi tot deschide bolul aici pentru că vrea să-i pun bobițe noi, s-a învățat așa. Făcut o ciorbiță de pui și am dezosat puiul și Sushi mai mănâncă, adică mănâncă carne crudă și să știți că în timpul ăsta de 2 săptămâni cât a stat la mine, a durat ceva, cred că vreo 7 zile am hrănit-o cu de la Royal Canin, pateurile alea pentru babies, cele pentru pisici de la 0 la 3 luni și bobițele tot pe alea le are, o să-i le schimb acum pentru că face imediat 4 luni. Și o să merg pe ceva cana sau ceva, sau o rijă, n-o să văd. Ideea este că în timpul ăsta, ea n-a mai... Mami, nu sări aici. Ea a vrut destul de greu să accepte carnea crudă. Nu sări aici pe bucătărie, nu e voie. În primul rând e fierbinte aici plita. De fiecare dată când termin ceva mâncare de făcut, trebuie să pun
o oală rece peste ca să mă asigur, sau ceva, un șervețel, să mă asigur că nu sare Nubi, mai nou sare și Sushi oricum. Și Nubi și-a fript lăbuțele de câteva ori așa, pentru că nu se gândește, sare și când vede că e fierbinte, imediat sare înapoi. În fine, ideea este că mi-a luat ceva timp cu Sushi, adică asta e a patra sau a cincea zi de când mănâncă carne crudă pe lângă Bobițe, dar în prima zi nu a acceptat-o, adică s-a uitat la ea, a mirosit-o un pic și a plecat de lângă ea, pentru că era obișnuită cu pateu și evident că pateu era mai bun. Am amestecat-o eu cu pateu, n-am avut succes. A doua zi am mâncat un pic, nu foarte mult, așa, câteva gurițe. A treia zi deja a început să mănânce mai bine și astăzi a fost prima zi în care să știți că am mâncat tot bolul de carne. Și apropo de asta și de carne, am aici, unde am pus? Nu l-am mai pus aici, că vă arătasem eu pudra aia Fellini de pe Zoo Plus. Și aveam acolo, am citit pe prospectul ei și scria și dozajul, cum trebuie să dozez și faptul că ar trebui pe lângă pulpițe să pun și niște inimi, pentru că și inimile au ceva proprietăți nutritive pentru pisici, dar mă gândesc că asta e mai ales la pisicile care sunt exclusiv pe dietă ro. Sushi nu o să fie niciodată exclusiv pe dietă ro, pentru că ar însemna să, nu știu, să stau să-i gătesc tot timpul. Măi, mami, dar nu te las aici, nu înțelegi? Hai de jos! Jos, du-te acolo lângă Sushi și mănâncă sau nu știu ce vrei să faci. Și nu o să se întâmple asta, adică nu am neapărat timpul necesar, cât mi se pare că or să fie situații în viață când poate nu o să fie cine să le dea de mâncare vreo câteva ore și atunci nu pot să-i las carnea crudă sau, nu știu, 24 de ore, carnea se strică. În fine, trebuie, din punctul meu de vedere, să fie și Bobițe pe lângă, pentru că este comod cumva pentru noi. Și trebuie să merg să iau și ulei de somon. Poate merg mâine, uite, să vedem. Cam asta, cel puțin în seara asta, cam atât. Și să vă povestesc, mâine am văzut un film, The Substance se numește, foarte fain el așa ca idee. De fapt, hai că vă zic acum, nu vă mai povestesc mâine, că dacă las totul pe mâine o să-mi pierd ideea și o să uit. Se numește The Substance și l-am văzut, cred că acum vreo două zile. Este vorba despre o femeie, joacă Demi Moore în film, care își dorește să rămână tânără pentru totdeauna și face ea niște compromisuri, ca să spun așa. La un moment dat are o clonă și o să vedeți de acolo ce se întâmplă. Cred că primele trei sferturi de film mi-au plăcut foarte tare, doar că spre final mi se pare că lucrurile sunt extrem de exagerate și parcă m-a pierdut, adică spre final m-am ridicat, am făcut alte lucruri prin casă și când se întâmplă asta de regulă la un film înseamnă că ceva m-a făcut să-mi pierd interesul, că mi s-a părut totul super exagerat, dar ideea în sine faină din punctul meu de vedere, n-am mai văzut-o într-un film până acum, cred că o să vă dau un pic spoiler, dar ideea este că trebuia să, o săptămână să fie ea, ca să funcționeze clona, o săptămână trebuia să fie ea și o săptămână clona și o să vedeți ce se întâmplă și cum se desfășoară lucrurile de aici. Foarte fain, vă recomand să-l vedeți, doar că v-am zis, spre final pe mine m-a pierdut pentru că mi s-a părut exagerat, dar așa a fost un film destul de bun, mai ales că în ultima perioadă parcă nu mai pot să mai stau așa cu ochii în ecran, nu știu ce exact. Nu mai am răbdare să mă mai uit la filme și mi-a plăcut că parcă filmul ăsta m-a ținut așa un pic în priză și m-a ținut acolo în canapea o oră jumate, cel puțin, sau o oră și 20 de minute, cam așa. Da, cam asta este recomandarea mea de film de zilele astea, dar Sushini, papa acolo. Am luat-o pe Sushu să o șterg la ochișori, doar că mai devreme și-a luat... Mami, stai un pic. Stai. Și-a luat de la Nubi câteva labe. Stai, mami. Nu prea stă Sushi, nu e obișnuită că trebuie să o șterg la ochișori și atunci... prea stă. Dar asta fac în fiecare zi, absolut. Dacă nu fac dimineața, fac seara, cum se întâmplă și în momentul de față. O șterg cu o dischetă de machiantă și cu ser fiziologic, o să vă arăt. Nu mai țin minte dacă în vlogul trecut v-am arătat sau nu, dar cam asta este rutina noastră de seară sau de dimineață, depinde. Dacă dimineața are ochii foarte încărcați, fac dimineața. Dacă ea are seara, atunci facem seara. Și partea proastă e că ea ține ochii foarte, foarte, foarte închiși. Și nu pot să-i bag bischeta asta de machiantă peste tot. Ia hai să te văd că te-am curățat la ochi acum. Unde-i ochișorul tău?
Reiești ceva sub gât. Cred că se și vede. Stai, mami, să văd. Uite acolo. Stai. Nu mă linge pe mine. O umflătură, cred că a pișcat-o ceva, altfel nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Măi, că-ți văd venele, voi oameni. Doamne, ce burlan mic. Nu pare să deranjeze, dar e umflat. Asta e singura chestie. Tu că ți-a dat nubii lăbuțe. Ele câteodată se iubesc, câteodată se bat. Îmi dai să văd acolo la gât, să văd ce s-a întâmplat la gâtuțul tău. Dă-mi. Dă-mi tu. Uite aici. Nu stă sus și n-ai nicio șansă. Așa, și asta folosesc să o șterg pe față în fiecare zi. Sunt niște fiole din astea cu ser fiziologic și folosesc, v-am zis, una pe zi, pe o dischetă de machiantă și totu-i bine. Nu știu de ce nu-i bine să folosești apă de la chiuvetă, pentru că bănuiesc că e prea aproape de ochi, cam asta ar fi explicația, și e bine să fie ceva steril. Dar cam asta e rutina noastră de dimineață și de seară. Bună ziua! Este a doua zi, ne-am auzit aseară și nu știu dacă v-am zis, dar Sushi, hai mami să vadă lumea ce ai la gât. Are o bubiță la gât, care sinceră să fiu nici măcar nu știu cum a făcut-o. Eu bănuiesc că a făcut-o de la pulovere, cel puțin așa cred și așa sper, pentru că am căutat pe Google și când cauți pe Google, e exact ca la oameni. Cauți pe Google și toate scenariile cele mai sumbre sunt acolo. Are ceva aici, o umflătură la gât, cred că v-am zis de ieri, sau nu mai țin minte dacă pe YouTube, pe Instagram v-am zis, stai mami, asta este Nubica. Da. Uai, stă pe calorifer că ești foarte caldă, mami. Hai ce miroase, mami, că v-am dat cu balsam. O să vă arăt, nu pare că o deranjează, nu se scarpină acolo, nu se linge acolo, adică nu pare că e foarte deranjant. Dar e așa o umflătură și o văd, astăzi nici măcar nu i-am mai dat pulovere, m-am gândit că s-a iritat de la pulovere. O altă explicație ar fi că poate are alergie la ceva mâncare, dar eu am continuat cu aceeași mâncare pe care o primea și la Felisa. Și mai erau ceva explicații că ar putea fi o ciupercă și tot așa. Astăzi nu îi curg foarte tare ochișorii, i-am pus Tobrex, așa e mami, ți-am pus picături în ochișori și nu biștie, nu știu cum, și când mă vede cu Tobrex-ul în brațe, care e un flacon mic de picături, atâtica, închide așa ochii, face mici, mici, mici. Ia să vă arăt, stai mami, să iau pe sus și să arăt, da? Nu știu dacă vedeți, aici pe gât are. Ia mami, o vedeți? Ar trebui să se vadă că e destul de... Stai mami. Dar cum Sushi nu stă deloc locului, uite aici, pe gâtuți. Sushi nu stă locului deloc. Și dacă nu îi trece în 2-3 zile, nu-i mai dau plovorașe, mă gândesc că s-o fi iritat de la ele, sau poate a mușcat-o cineva, vreo pisică sau orice, vreun păianjen, orice poate să o fi mușcat. Știu că și la alergie la purici fac pisicile Sphinx așa, dar noi nu avem purici în casă. La saliva de purici, sunt tot felul de scenarii și am zis că, ia dacă tot vorbesc cu voi, să nu stau așa aplecată, am zis că mai las câteva zile și dacă chiar nu-i trece, atunci mergem la doctor, oricum trebuie să merg cu ea la doctor, trebuie să merg la Roxana, să o vadă, să-i facă fișă, să, în fine, să vadă că avem un alt membru în familie și, în general, să-i facă, Sushi, nu acolo, mami, haide, vină încoace. Lasă acolo, vino aici, vino mami, hai, uite aici la asta de telefon, vino să te joci cu el. Să și consulte, să vadă cum se prezintă starea ei, că nu am ajuns încă la veterinar, pentru că ea e la zi cu toate vaccinurile, ținând cont că am luat-o dintr-o Felisa. Nu e neapărat nevoie să mă duc cu ea direct la veterinar sau să o vaccinez, cum s-a întâmplat cu Iris, care este pisica adoptată, și atunci m-am dus cu ea direct la veterinar ca să știu la ce le supun pe astea mici în momentul în care o aduc în casă. Ea este clinic sănătoasă, cel puțin așa scrie în carnetul ei de sănătate, este vaccinată și toate lucrurile sunt bune. Du, mami! Eu mă gândesc că s-ar putea totuși să nu fie alergie. Am înțeles că, în general, Sphinx și fac alergie la pui, culmea, și se manifestă așa, dar fac mai multe bubițe, nu numai în zona asta, și ea are doar una. Eu m-am gândit inițial că e microcipul și că îi se vede aici, dar nu cred că e asta. Și dacă ar fi avut alergie la mâncare, ar fi făcut și aici, pe lăbuțe și în zona asta, și mai multe bubițe și pe burtică. O să vedem. Nu vi v-am spus, are puțin păr pe ea și atunci nu m-am confruntat cu astfel de lucruri la Nubelu Bebelu,
Dar e o experiență nouă cu sushi, nu? În care chelioasă, chelioasă, mami, tu așa ești. Cinelul meu că mereu toarce. Cum prinde în brațe sau cum prinde mângâiere, direct toarce. Și dimineața toarce câte 2 ore în continuu. Toarce până te trezește. Seara, la fel, când se bagă la somn, e foarte, foarte lipicioasă. Așa e, mami? Și relația cu Nubi, să știți că e așa, de love-hate, depinde. Depinde în ce stare o prinde pe Nubi. Dacă Nubi are chef, o bate. Dacă Nubi are chef, o iubește, o linge. Depinde, e și zgriată, săraca. Tu că ești zgriată peste tot. Eu voiam să ies acum din casă pentru că vreau să iau niște ingrediente pentru porridge. Îmi lipsesc mai multe lucruri, printre care fructele proaspete și niște fructe uscate. În rest am fulgi de ovăz, am tot, pentru că vreau să fac meal prep. Iubitul meu, meal prep, mă rog, să fac overnight oats, pentru că iubitul meu este la birou toată săptămâna asta și e și pe un tratament cu antibiotice și atunci aș vrea să aibă la el ovăz ca să fiu sigură că mănâncă atunci când trebuie și antibioticele astea sunt destul de puternice. Și știu cum e el, că se ia cu treabă și uite să mănânce, mănâncă abia la prânz și dacă ia antibioticele de dimineață, ar trebui să mănânce dimineața. Și am zis că ovăzul e o opțiune super simplă și ușor de făcut pentru mine și mâncabilă pentru el și destul de bună pentru stomac în momentul în care iei antibiotice, așa că într-acolo vreau să merg. Și mi-am făcut aici o listă de cumpărături, mai am de luat fixativ, gel de păr, șampon uscat pentru că nu mai am deloc, capse pentru capsator dacă găsesc, banane, fructe de pădure, amestec de nuci și fructe uscate, lapte de cocos fără zahăr, iaurt, susan negru, fulgi de cocos am, dar fulgi din aceea mai mari de cocos dacă găsesc, fulgi de migdale, fistic, toate astea sunt pentru porici și ce mai am eu pe lângă. Așa că hai să mergem. O să merg până la Mall Vitano Fugă, ar trebui să-mi ia o oră dus întors, mai fac și niște pași și cam asta este povestea. Și apoi vin la tine, Sushi, să-ți dau că am uitat să decongelez puiul. Uite, nu fac eu legătura sau... Da, nu am făcut legătura, că bubița asta o are de vreo 2-3 zile și vă spuneam că îi dau carne de pui tot de vreo 2-3 zile. Și mă gândesc să nu fie o legătură între astea, poate ar trebui să nu-i mai dau carne de pui câteva zile, să-mi dau seama dacă... își revine sau nu, nici nu știu ce să fac. Ca să-mi dau seama care e cauza, pentru că v-am zis, am citit de alergii alimentare, de tot felul. Dacă nu, la Roxana cu sushi, ca să știm sigur care e problema, să-i facem niște teste și să vedem. Sau poate Roxana, fiind medic, își dă seama că cu siguranță s-a mai confruntat cu astfel de lucruri. Hai întâi la BBTI să termin treaba asta, după care mă întorc acasă și facem meal prep-ul. Spălăm pisicile că Nubia este maxim de jegi. Cred că o spălăm și pe Sushi, deși am emoții la Sushi, s-ar putea să nu stea și să sară peste tot, dar o să vedem împreună și cam asta este ziua de astăzi, cel puțin ziua de astăzi pe vlog. Dacă am ajuns să vedem pe Miții, știți unde sunt, nu? La prăvălia animalelor. Am luat pentru pisici jucării și niște plicuri și pentru Sushi mâncare. Tu, iubire! Doamne, ce rău e cu întunecatul ăsta de vreme. Plec mai târziu la BBT pentru că am primit un mail de care trebuie să mă ocup, dar facem repede unboxing. De fapt, haul, nu unboxing, de când n-am mai făcut. Cu ce am luat pentru gatiți? Pentru că am fost la prăvălia animalelor și n-am mai fost de mult acolo, mami. Stai să păstrăm bonul, să-l punem bine, așa. Am luat în felul următor, o jucărie cu catnip, pentru că nu sunt suficiente jucării împrăștiate pe jos. Ia uitați-vă un pic la Nubi, Nubi care știe că pentru ea este punga asta. Am mai luat și niște plicuri umede pentru ea. Ia, mami, îți mai curg ochișorii, ia să văd, că de obicei îți curg, dar ți-am pus picături de 2 ori azi. Da, e mult mai bine. Așa, încă o jucărie pentru că Sushi, care se joacă cu astfel de jucării, Nubi nu prea se joacă cu astea din pluș, cu pluș în capăt, așa că m-a auzit, uite, acum o vrea. Așa că am făcut compromisul, pluș pentru Sushi, pene pentru Nubi, cam ăsta este compromisul. Ia uite, vine și monstrulețul mic. Să-mi dau mai în jos ca să le vedeți pe amândouă, că sunt amândouă aici. Tu, monstruleț, ia să văd. A venit și Sushi, hopa! Și e toată acolo călare pe plasa mea. Așa, am luat plicuri pentru Nubi, care momentan e cam singura care mai mănâncă plicuri, pentru că Iris mănâncă puiuți de la Sushi, pui crud. Aplauz și ro paleo, ceva de genul ăsta. Am mai luat încă o jucărie, Nubi, jucăria asta,
cu pasăre, care ci că vibrează, dar am tot încercat eu să văd dacă vibrează în magazin. Ia mami, să vedem. Dar nici nu vibrează tu. Cum o facem să vibreze? A, uite așa. Cred că am stricat-o, sincer. Stați un pic, nu vibrează jucăria asta. Ce ne facem, Riri? Uitați-și pe Riri aici. Riricăul meu? Uite, mami, o jucărie pentru fetiți. Iubirea mea, frumoasea mea. Scaunele astea sunt victime colaterale. Cum fa... Păi se mai trage din ea și tot nu vibrează. Și astea sunt cumpărăturile. Hai să desfacem o jucărioară de aici. Și hai că vă dau și mâncărică. Și după pot să răspund și eu la mail și să plec în treaba mea. Doamne, nu mai codițe pe aici prin cameră. Riri, uite jucăriu. Îl vrei tu, mami? Cine îl vrea? Haide, uite. Nimeni? Hai, Nubi, tu. Bravo. Sushi încă miroase aici în plasa asta. Crede că e ceva interesant. Dar e ceva interesant, mami? A, e jucăria asta care nu vibrează. Da. Poc! Iubirile mele. Haideți că până la urmă mi-a luat mai mult de o oră să fac ce aveam de făcut și n-am mai... Am dat drumul? Da, am dat. N-am mai ajuns nicăieri. Am ajuns doar la supermarket și am făcut cumpărături cât de cât pentru oatmeal. Vreau să încerc o rețetă nouă pentru că am văzut ceva cu amesteci ovăzul cu cacao, după care pui o bucățică de ciocolată, după care pui niște fistic, poți să pui și un pic de sare dacă vrei. Așa am descoperit că dacă nu pui, de fapt am citit că dacă nu pui un pic de sare în ovăz, nu o să-și elibereze el toată aroma lui și o să fie, nu știu, mai fad ca gust. Dar încă n-am încercat. Eu în cel pe care l-am făcut aseară nu am pus sare, dar am mai citit între timp și am mai și căutat niște rețete ca să masterizez această artă a făcutului de ovăz, pentru că eu mănânc ovăz uneori, dar am aceeași rețetă simplă cu fructe și lapte de cocos, doar că dacă iubii trebuie să mănânce mai multe zile, atunci am zis să mai diversific, pentru că eu nu mă trezesc aproape niciodată cu poftă de dulce. Mie îmi trebuie micul meu dejun sățios, care conține ouă, niște șuncă de curcan și avocado și sunt perfect. Nu știu, mă simt bine pentru toată ziua. Pentru mine e micul dejun ideal. De asta eu cu ovăzul doar așa rare ori când mă trezesc cu poftă de dulce. Dar vreau să vă arăt acum, pentru că gătesc cina, dacă tot am terminat treaba, am pus ceva la făcut și am descoperit piureul acesta de fapt de la Edenia, așa arată punga. Este piure de țelină, ceea ce eu fac acum. Dar mai am și eu unul în congelator, cred că și de cartofi dulci, pentru cei leneși sau pentru seriile în care, nu știu, n-aveți chef să fierbeți selina, să o curățați și tot așa ca să faceți piureul de la zero. Astea sunt super, super bune și au și calorii puține, 28 de calorii pe 100 de grame, adică toată punga asta are 400 de grame și are 100 de calorii și poți face din el și supă cremă. Dacă faci piure, nu adaugi deloc apă, iar dacă faci supă cremă, adaugi apă, mi se pare super. Și doar trebuie să pui sare, piper, o lingură de ulei de măsline sau o lingură de unt și gata-i, piureul de țelină. O arunc, că voiam să vă arăt, v-am arătat, acum o arunc. Și așa arată piureul meu de țelină, care este aici. În oala asta el a făcut și aici cred că s-a făcut deja. Am luat și pui, s-a extra făcut de fapt, dar îl mai las un pic, cât de cât. Și piureul. Imediat e gata și el, că au trecut cele 9 minute și gata și cina din seara asta. Trec la spălat bibicul pentru că e atât de murdară bibi că trebuie neapărat să mă duc să o spăl. În seara asta este seara cu pricina, pentru că mereu îmi spune să vă arăt ce mănânc. Uite, asta mănânc. Mi-am făcut și varză murată pentru probiotice. Piure de țelină care nu arată foarte bine, dar e bun la gust, mie îmi place, și puiuț. Cam mult pui acolo totuși, da. Asta este cina. E timpul, Sushi, trebuie să vedem dacă... Stai la băiță, îți fac baie până la urmă, ca să te spăl și în urechi și peste tot. Stai, nu cu nasă. Opa, iubirea mea. Poți să închizi ușa la baie? N-ai să vezi? Mucica. Da. Mamiță. Lasă-o jos, îi trebuie să învețe. Cât mă mai sperie prima oară și nici ultima. Ai dat mucii din nas. Dar nu mai băga nasul, băi, mami. El l-a băgat? Da. Ce băgă în continuu nas? Nu se
Așa. Haide, stai aici. O să-ți ia mami un dăla să spună în jurul gâtului. Tu, că măcar te-ai desfundat pe nasă să-l mai muci. Nu știu ce are așa de mulți muci. Că nu bine o are. Poate și la nisip. Da, nu știu. Și rea, mami. Să nu fie trauma. Oricum vine și surioara ta. Vine și suriburii. Vine și suriburii imediat. Stai. Haide, bagă-te. Înapoi. Nu cu nasul. Ușurel. Ușurel. Hai și curucu. Dăm curucu. E puțin panicată asta mică, dar nu mi-aduc aminte de Bibi să fi fost așa panicată. Despre ea trebuie dată prima oară zăi, să nu... Dacă ea bagă o față de rețină așa. Așa. Hai, mami. Da, sunt liniște. Gata, mami, gata. Gata, mami, gata, gata, gata. Trebuia să poate să-i dăm ciurul puțin. Tot ochișorii, mami. Da. Mami, te-a disperat în ochișorii tăi. Doamne, bine. E ceva frumoasă, mami. De sucerul meu, măcar ți-ai ieșit muci. Gata, sușica. A terminat. Hai acum la urechiușe, gheruțe, ochișori, toate curățate. Doamne, ce față am, mi-am pus și eu ulei în păr, ulei din India, care pute, miroase urțel. A stat sușii cât de cât, adică n-a făcut urât, putea să facă și mai urât, deși a băgat nasul în apă și a tras apă pe nas. Ea are mai tot timpul nasul înfundat. V-am zis că mi se pare cu sușii că învăț parcă de la zero să am grijă de o pisică sfinx, așa simt. Am uitat, mami, știi ce să luăm? Dischete de machiante. Haide, hai cu mine. La ce te uiți? Tot la lănțișorul meu? Place lui Sushi lănțișorul meu, cred că îl vede strălucind. Și de asta. Hai că asta am mai făcut amândouă. Ia, ochișorii. Wow, haide că trebuie să-i curățăm așa bine, bine. Dacă tot am făcut băiță. Deși, v-am spus, nu i-am făcut printre gheruțe, adică a fost așa mai mult o scăldare decât o băiță. Pentru că nici n-am vrut să o traumatizez de tot din prima. Am zis să o luăm încetișor, încetul cu încetul. Ia, mami. Stai. Așa. Dar a fost cât de cât cu mințică la baie, adică a vrut ea să sară de câteva ori, dar asta e normal. A tras și apă pe nas, că ea așa crede că intră în cadă cu capul înainte. Mami, nu se intră așa în cadă. Ia să vedem aici la guriță că nu te-am spălat. În ridurile astea de aici. Spălăm mulțumit. Și aici am văzut un video pe TikTok despre sfinși și ziceau că lasă muși pe toți pereții. Și eu chiar m-am întrebat, zic, cum lasă muci pe toți pereții? Că Nubi chiar nu lasă, adică Nubi nu are muci, respiră destul de bine. Și acum am înțeles cu Sushi care-i treaba. Dar vedeți că și ea e cu mințică, adică stă. Drugheruțe, am nevoie de bețișoare. Știi cine urmează la băiță? Uite că nu mai are stare. Urmează Suri. Suriburi. Oh, cred că e a cincea oară când o aud miorlăind. Tu mai mami, dar bubița asta nu arată bine. Te-a mușcat ceva? Nu înțeleg. Nu fugi, că mai avem un pic. Hai, te rog. Au! Stai! Tu, mami, dar aici am foarte jegos. Bine, hai, o mai las un pic pe asta. Facem pe cealaltă. Ce asta e curată, mami, dar asta... E ceva rău, cealaltă. Stai, stai. Vezi, mușc pe mami, mușc. Haide, mușcă pe mami. Nu mai suportă. Oh, nu te mai suport, mami, nu te mai suport. O, doamne, că m-au pupit și mine să dau. M-au pupit. Eu cred că e relaxing și pentru tine, dar... Nu prea știi tu ce ți se întâmplă, o să te obișnuiești. Uau, ce coase sunt și astea la picioare. Hai că e bine, Sushi, putea să fie mult mai rău, ești o pisică cu minte. Mami, proud. Am văzut și mai rău, mami. Pe TikTok ce-i drept, da, chiar și așa. Bună dimineața, nici nu m-am trezit bine, nici nu m-am spălat pe față. Vreau să vă arăt cum dorm astea mici. O, nu, somnorei mei s-au aproape trezit. Eu nu bitu, vezi cine-i lângă tine. Eu sper că vezi. De dimineață am auzit eu mărăituri. Mărmăr, mărmăr. Și zic, ok, sigur a venit Sushi lângă Nubi. Și Nubi ia ceva timp să accepte că a venit lângă ea. Vedeți că nici acum nu e foarte fericită. Dar măcar o lasă. E un
pas important. Uneori se iubesc, alteori nu. Uf, că ea vrea acum să fie linsă, dar nubelul meu nu. Nu participă la acest moment, te-ai dezvelit de numă. Bine, te-ai dezvelit, iubire. Așa. Și Ririca mea care stă în geam, imediat vă duc și la ea. Uitați-vă, Saidai. Nu fi Saidai. Cine-i viermișorul ăsta de mi l-ai adus, măi, mami? Saidai, Saidai. Ce mă cumințele picicuțele lui mami? Eu v-am zis că e bine dacă stați una lângă alta, pentru că e mai cald. Vă încălziți una de alta, v-am spus. Mă bucur că și Sushi a început să stea sub păturici. În primele zile, nu știu, cred că nu era obișnuită cu păturicile. Se dezvelea și dormea așa în frig. Nu e foarte frig în casă, noi deja am pornit centrala pentru ele, dar mi se părea că mereu o găseam cu lăbuțele reci, urechile reci și de fiecare dată mă trezeam noaptea și o acopeream, dar acum s-a obișnuit și nu se mai dezvelește, îi place. Da, mami, știu că vrei. Vrei să te lingă, Nubi, dar Nubi nu vrea. Nu prea vrea, uite, îți dă cu Saidai. Dintre toate pisicuțele, tu ești cea mai înțelegătoare iubire al mamii. Ririca mea care stă aici să se uite pe geam la pândă, să vadă ce se întâmplă. Ce se întâmplă aici, mami, pe ce muleți? Vedeți, mami, pe geam? Nu? Da, torcinela mea. Dimineața asta e obiceiul ei. Stă să se uite pe geam la oameni, mai multă mișcare decât în restul zilei, la mașini. Bună dimineața! M-am trezit. M-am pieptănat. Mi-am pus aseară cordon în păr. Doar că eu folosesc produse foarte hidratante pentru păr. Stați că vreau să-mi pun... Oh, nu, asta nu, asta, firar. În obișnuință am pus să se încălzească alt ochi. Îmi pun niște lapte de cocos, pun așa din ochi, că îmi fac și o băutură. Sper că e suficient. Vreau să-mi fac ovăz, pentru că azi am sport destul de dimineață. Așa că mi-am luat cu mine ovăzul. Proteinele de la Beast Pink, astea cu caramel, îmi fac destul de rar ovăz, de regulă când am sport dimineața și pun și un scoop de proteină, v-am zis, și acum cu antibioticele îi fac iubitului meu în fiecare dimineață, lui și place să mănânce dulce la micul dejun, eu nu pot să zic că mă dau chiar în vânt după asta, și am zis să-mi încălzesc puțin lapte de cocos, de regulă mi-l fac cu apă, dar dacă tot am fost aseară și am luat pentru el mai multe ingrediente ca să diversific, atunci îmi fac și eu tot cu lapte, de ce nu? Fulgii aceștia mici, așa arată, sunt gata în câteva minute. Dacă pui apă caldă peste ei, pur și simplu se umflă și nu mai trebuie să stai să amesteci în ei sau să faci preparare din asta îndelungată. Voi mi-ați spus de ei, așa că îi recomand și eu mai departe cu toată inima, pentru că sunt super rapid de folosit și au și varianta asta fără gluten, pe care tot pentru Iubi am luat-o, pentru că el a fost în perioada asta în analize și a făcut toate analizele, s-a și simțit rău o perioadă. Mai are de făcut, cred că dintre toate analizele, mai are de făcut intoleranța la gluten și lactoză. Și atunci am zis, hai să până ți le faci, măcar să îți luăm niște gluten free din aceștia, dar nu i-am făcut încă, pentru că terminăm ovăzul pe care deja îl avem aici. Apropo, Anca 5 e codul meu pe Jimbim, dacă vă luați ceva de acolo, dacă aveți vreodată nevoie de ceva, vă reamintesc de el. Și setul de pe mine este tot Jimbim, așa arată, dar e o colecție mai veche, nu? Da, de la Jimbim. Mă gândeam că e de la Beast Pink, că Beast Pink e gama lor pentru femei. Proteinele sunt de la Beast Pink. De fapt, tot ce e la mine în casă și e workout related, să știți că este Jimbim, pentru că dacă am colaborare cu ei, e mai mult decât evident că vor fi de la ei, dar chiar sunt faine, setul ăsta e super fain și mai am câteva seturi preferate. Așa, să vă spun cu părul, că acolo rămăsesem până se încălzește laptele. Mi l-am pus aseară pe cordon. Vedeți că acum n-are nicio formă, efectiv nu. L-am spălat și l-am pus pe cordon, am zis nu mai am chef să mai stau să mi-l împletesc ca să-mi stea wavy, că ăsta este lucru pe care îl fac ca să stea wavy. Și hai să mi-l pun pe cordon. Și pe cordon ce credeți? Nu s-a întâmplat absolut nimic. M-am trezit, am stat vreo o oră așa pe telefon. Și când m-am dus la baie, văd că tot părul mi-era ieșit așa. Mai erau doar câteva șuvițe puse pe cordon și am zis nu, o să-mi stea mâine oribil. O să-mi stea o parte creață și o parte mai puțin creață. Așa că cel mai bine îl dau jos. L-am dat jos și ăsta e rezultatul. Nu arată deloc bine. Pun și o cupă de proteină,
pentru că am spor de dimineață, ocupă întreagă. Câte grame de proteină are? Ia să vedem. Este aroma caramel biscuit, adică de caramel și biscuit. Da, câte grame are, că nu văd aici. Proteină, 20 de grame pe scoop, adică pe chestia asta. Și mai are și el carnitină și vitamina C și magneziu și fier și crom și vitamina E și vitamina B6 și bromelaină. Ce-o fi asta bromelaină? Nu știu cum îmi face. Inulină, carbohidrați are, văd. Ok. Ia să-i pun și iubitului meu proteină, că lui nu i-am pus până acum. E bună rău asta cu biscuiți și mai ales dacă mai pun și laptele ăsta de cocos, care și el e puțin dulce. Bun, bun. Sushi s-a obișnuit, a văzut-o pe Nubi că ea sare pe bucătărie și acum știe și ea să sare pe bucătărie, adică nu e o problemă. A învățat instantaneu, nu i-a fost greu. Am pus și niște fructe uscate, niște merișoare și goji, și mai pun o mână de nuci și smeurichi. De arătat nu e el cel mai arătos, dar credeți-mă că e super, super gustos. Am și nuci și fructe și ovăz și proteină, tot ce-mi trebuie, și am și dulce pe deasupra. Și hai să vă arăt cât timp, de fapt îl las un pic să se mai umfle, puțin, puțin. Și hai să vă arăt, vreau să vă arăt ceva ce mi-am luat și vreau să dau informația mai departe, pentru că mi se pare life-changing, cel puțin pentru mine, și nu m-aș fi gândit niciodată, sincer, dacă mă întrebai, mi se părea useless, dar e atât, atât de faină. Mi-am luat o tabletă, grafică îi zice? Un e-ink tablet de la Remarkable. Dar, înainte de orice, să vă mai arăt ceva. Setul ăsta, pe care vi l-am arătat și pe Insta, care este de la Trendyol și, credeți-mă, e atât de fain și materialul este atât, atât de fain. O să-l apropii eu de cameră. E o imitație de piele întoarsă, ceva velvety, așa, nu e piele întoarsă, clar. Dar arată atât de bine pus. Iau sacoul pe mine, dar fusta nu mai iau, că m-am îmbrăcat deja de sport. Dar o să vă pun dacă e un insert din de pe Insta, ca să vedeți. Uite ce bine arată sacou. Și e structurat, așa, e frumos. Îmi place mult de tot. Și mărimea e standard, adică mie îmi vine, dar nu știu să vă zic până la ce mărime vine mărimea asta standard. Cred că un maxim M, aș zice eu. Nu cred că se potrivește unui L. Îl las aici un pic în spate și mă duc să iau tableta grafică, să vă povestesc, să vă arăt despre ea, în cazul în care sunteți pe gânduri sau vreți să vă luați așa ceva. Să știți că mie, din punctul meu de vedere, mi se pare super, super folositoare. Mi-am adus și eu văzul. Aroma asta de proteină cu caramel și biscuiți e wow în combinație cu ovăzul. E wow! Foarte bună. M-am machiat repede pentru că vreau să și apuc să filmez ceva înainte să plec la sport. Mai am o oră. Hai că într-o oră am timp să vorbesc un pic și despre Remarkable și să filmez pentru TikTok. Așa. Gata. Mi-am pus și puțin blush. Și asta sunt astăzi. Hai să vă povestesc un pic despre Remarkable, că acolo rămăsesem și asta voiam să facem, pentru că sunt absolut impresionată de ceva ce, sincer, nu credeam că voi fi vreodată. Este vorba despre tableta asta, nu știu dacă e grafică, nu știu dacă e cuvântul potrivit, e-ink tablet, care arată așa, este Remarkable Paper Pro, este și colorat, are câteva culori și o să vă arăt un pic mai multe. Se deschide, eu am luat cea mai basic husă dintre cele care erau pe site, să știți. L-am comandat-o direct de pe site-ul lor. Se deschide așa. Acum zice că e sleeping. Așa arată fișierele pe ea. Are și lumină, însemnând că, bine, eu acum nu am niciun fel de lumină pe ea, dar pot să pun și are și lumină, nu știu dacă se vede că s-a luminat, că e zi afară, dar noaptea luminează un pic, ca un e-book reader. Poți să scrii pe ea și noaptea într-o cameră întunecată, fără niciun fel de problemă. Eu o să-i dau lumina mică acum, pentru că nu am nevoie, că este zi afară. Și hai să încep o pagină nouă, ca să vedeți aici. O să încep una nouă, o să scriu notebook, create, așa, și vreau să vă arăt cât de fain scrie, doar că o să mă ridic eu ca să vedeți. Ia uitați, e tot în același timp, foarte, foarte fain și se și aude ca și cum ai scrie și ai mai multe stiluri
de stilouri. Eu sunt aici pe stilou, dar ai și creion. Spre exemplu, hai să punem creion cu mină. Asta mi se pare că e creionul cu mină. Da. Și să punem grosimea, că îți poți alege și grosimea. Să punem mare și ia uitați. Scrie ca un creion. E foarte, foarte tare. Îmi place mult de tot. Și să vă mai arăt și highlighter-ul, pentru că are și culori. Are puține culori. Yellow, blue, pink, orange, green și grey. Hai să punem green ca să vedeți cum face cu când ai culori. Face așa prima oară, după care face asta și se face verde. Nu, n-am dat eu pe paintbrush. A, trebuie să apăs mai tare. E un creion de colorat, de fapt. Nu? Da, ca un creion cerat, așa scrie. Vedeți? În funcție de câtă presiune pui pe foaie, mă rog, pe tabletă, de fapt. V-am zis că astea colorate nu prea le-am folosit. Asta e care eu că da, se și vede. Și se face albastru. O chestie care scrie foarte, foarte subțire. Vedeți? E exact ca un pix cu gel, dar mie nu-mi place să scriu cu asta. Asta este cu biluță din aceea, pix cu biluță, fineliner, highlighter pe care îl folosesc eu cel mai des, stilou acesta de caligrafie pe care iarăși îl folosesc foarte, foarte des, creionul mecanic, creionul normal. Și creionul normal, uite, este așa, unde se scriu. Se scriu aici. Vedeți, scrie ca un creion. Foarte faină este tableta asta. Sincer, poți să și citești pe ea, să importi PDF-uri, să importi tot felul de lucruri. Ai și eraser, poți să ștergi și cum ștergi este cu capătul acesta de la creion, celălalt capăt, și vedeți că șterge. Așa arată markerul ei, creionul. Așa, poți, de exemplu, dacă eu scriu aici Maria, stați să scriu, e pe șters, o secundă. Așa, dacă eu scriu, de exemplu, aici Maria, așa, pot să mă duc pe acest tool de a selecta, să selectez textul, mi-l selectează și pot să îl mut oriunde vreau eu pe foaie sau pot chiar să-l transform în text scris Maria. Se vede? Se vede. Mie mi se pare foarte tare și am vrut să am parte de ceva unde să notez, pur și simplu să notez, să nu mai trebuiască să printez foile, pot inclusiv să semnez documente direct, le pun aici pe tabletă și direct le semnez și nu mai e nevoie să le mai printez. Asta e super din punctul meu de vedere. Pe lângă asta are și aplicații pe care să o folosești pe telefon și pe laptop, sunt toate corelate astfel încât poți să ai acces la fișiere de oriunde ai fi. Spre exemplu, hai să faceți așa o idee. Să închid chestia asta, muzgălitura asta pe care am făcut-o aici. Hai să vă arăt de aici, din listă, ca să vedeți cum se vede pe telefon și cum se vede pe Remarkable. Așa se vede pe Remarkable, ca pe o foaie de hârtie, lista mea de cumpărături. Și aceeași listă de cumpărături văzută de pe telefon. Foarte tare, ai acces la toate chestiile pe care le faci pe ea, de pe orice device și atât de intuitiv și atât de simplu că doar faci drag and drop, spre exemplu pe laptop, drag and drop, îl pui în aplicație, după care poți să îl folosești, dai export tot din aplicația de pe laptop, poți să dai export și din aplicația de pe telefon, e foarte, foarte faină. Am încărcat-o o dată de când o am de vreo 2 săptămâni și o folosesc absolut zi de zi și puțin regret că nu mi-a luat husa aceea cu tastatură care se numește Typefolio, pentru că aș fi putut să scriu și direct pe ea. Așa eu stau, scriu de mână și dacă am nevoie pentru un proiect, stau și transfer textul, după cum v-am arătat eu acolo, la Maria și rar ori face greșeli. Adică evident că trebuie să trec prin el ca să văd exact dacă l-a transcris corect, dar rar ori face greșeli și asta e fain. Îmi place mult de tot. Nu m-aș fi gândit vreodată că o să spun despre ea, că e atât de folositoare. Am văzut versiunea cealaltă, paper, nu mai știu cât, am văzut-o la Henrietta pe Instagram, o tot vedeam și am întrebat-o. Henrietta, spune și mie cam cât de folositoare ți este tableta asta, pentru că mă gândesc și eu să-mi o cumpăr și îmi stă gândul la ea, cred că de vreo un an de când o tot vedeam la ea. Și nu mi-am cumpărat-o pentru că am zis, ok, ce poate să fie așa extraordinar la o tabletă care înlocuiește până la urmă o foaie de hârtie? Poți să ai o foaie de hârtie, că nici nu e ieftină, adică
e destul de pricey pentru ceea ce face, ținând cont de faptul că nu te poți uita pe YouTube. Adică dacă mai pui un pic, îți cumperi o tabletă normală. Doar că eu n-am vrut o tabletă normală, am vrut ceva care chiar să nu mă distragă de la ce am de făcut. Dacă am de făcut o listă, să stau acolo și să fac lista respectivă, să nu mă distrag, să ies dintr-o aplicație în alta, să mai intru un pic pe YouTube, să mai intru un pic pe Instagram. Am vrut strict să facă ceea ce ar face pentru mine o agendă sau un caiet sau poți inclusiv să ții jurnal. Am importat și template-uri de calendar pe ea, poți să faci tot felul de lucruri. Dacă ai mult de scris în jobul tău de zi cu zi, mi se pare atât de folositoare. Eu nu pot zic că am mult de scris, dar cumva aveam nevoie de ceva care să-mi organizeze ideile și să nu stau să mai caut unde am pus oare foița aia pe care am scris ideea nu știu care sau unde am pus oare la ce pagină este ideea nu știu care. Așa e foarte simplu, muți textul, ați văzut, de la un... dintr-o pagină în alta poți să-l muți, poți să-l faci mai mare, mai mic, poți să desenezi, poți să tragi săgețele, să faci orice absolut. Inclusiv poți, de exemplu, să pui poze în, nu știu, un PDF sau un Word pe laptop, pe care să le pui aici și peste ele să desenezi sau să tragi săgețele, să spui asta voi face așa, asta voi face așa, în fine, eu vă zic la ce o folosesc eu, dar cu siguranță că fiecare poate să o folosească cum e lui mai bine și pentru ce îi trebuie lui. Mie mi se pare wow, sincer, și mă bucur că mi-am luat-o, că mi se pare cea mai faină achiziție de anul ăsta, cel puțin pe partea asta de tehnologie. Și a venit și super repede, pentru că, uite, ăsta este un pont ce pot eu, dacă vă place, dacă aveați de gând să vă luați, că mai mult pentru oamenii care se gândeau dacă să-și ia sau nu așa ceva, fac partea asta, poate este cuiva de ajutor. Eu mi-am comandat-o direct de pe site-ul lor, de pe Remarkable, și zice că o să ajungă la tine în 3-15 zile și am zis, eu de regulă nu prea am răbdare, dacă îmi doresc ceva mult, nu prea am răbdare și am zis, vai, acum trebuie să aștept 15 zile să ajungă la mine, greșit, a ajuns la mine în 3 zile lucrătoare, ceea ce a fost super rapid, direct acasă, fără taxe, pentru că vine de undeva din Norvegia, cred că, dacă nu mă înșel, compania este based in Norvegia, dar nu știu sigur dacă ele se șipuiesc de acolo. Pe site, dacă te duci, cumperi tableta, după care poți să-i mai adaugi câteva opțiuni, spre exemplu markerul plus sau husa asta, eu am luat-o pe cea mai basic. Dacă stați pe gânduri sau aveți de gând să vă cumpărați, dacă n-aveți de gând, înseamnă că n-aveți nevoie de ea, ignorați partea asta din video, că nu e neapărat nevoie de așa ceva, mai ales dacă funcționați bine cu agenda sau cu, eu știu, un caiet. Eu de când o am n-am mai pus mâna pe niciun caiet, dar dacă aveați de gând și stătea să vă gândiți ce oare tabletă grafică să-mi iau, să știți că din punctul meu de vedere asta este wow, pentru că în primul rând nu are lag în momentul în care scrii, că am mai văzut tablete grafice care costă un pic mai puțin, dar nici ele nu sunt ieftine și au lag în momentul în care scrii. Prima oară e creionul și după apare textul și mie mi se pare un pic, adică nu-mi place chestia asta la tehnologie și atunci asta ați văzut că nu are deloc, e și colorată, poți să highlight-uiești, poți să citești pe ea PDF-uri, documente, n-am cuvinte să vă zic cât este de faină, dar repet, dacă nu aveați în minte, nu știați de ea, nu aveți nevoie de ea, nu vă luați. Dacă aveți nevoie de ea și vă gândeați la ea, cred că este un lucru fain de avut. Mă bucur că am văzut-o la Henrietta și că m-a inspirat și pe mine să-mi iau, pentru că chiar este folositoare și mi-am și făcut așa de când o am o rutină, seara când mă duc în pat, că am luat-o de sus, am adus-o, îmi iau tableta sus și mă gândesc ce vreau să fac în următoarea zi și notez așa și cumva mă ține cu mintea mai liberă, pentru că eu aveam nopți în care mă trezeam și ziceam, n-am făcut aia sau am aia de făcut, nu mai aduc aminte ce am zis că fac mâine. Nu știu dacă e de la vârstă sau ceva, nu întâmpinam chestia asta acum 5, 6, 7 ani, dar deja de acum e folositoare tableta asta și notatul. În momentul în care îmi vine o idee în minte, pur și simplu o pun pe hârtie și asta este. Îmi aduc aminte de ea când e cazul. Gata, aici vă las cu vlogul. Vă mulțumesc că v-ați uitat. V-am și adus bucata de tehnologie în vlogul de astăzi. Mă uit cât e ceasul ca să văd dacă mai am timp și să filmez ce voiam să filmez. Cred că mai am timp, așa că gata, v-am lăsat aici. Noi ne revedem în vlogul următor. Mă duc să filmez ce am de filmat. Mă duc și la sport și cam asta este ziua mea. Editat și cam asta. Și poate ajung să-mi schimb și folia la telefon, că nu știu cum s-a spart. Mi s-a spart folia.
Da, gata, pupici și ne revedem în vlogul următor. Mulțumesc dacă ați ajuns până aici, dacă v-ați uitat, dacă v-am adus vreo informație utilă. Mulțumesc tare mult, pupici!